Nu trebuie să ne eliberați. Odessa este un oraș liber și așa va rămâne. Acest apel a fost lansat de către Veaceslav Cernuhovolici, prim dirijor al Teatrului de Operă și Balet din orașul Port, către militarii ruși. În aceste zile, cunoscutul dirijor se află la Chișinău și va evalua pe scena Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Veaceslav Cernuhovolici a luat în valiză și drapelul Ucrainei pe care îl păstrează la loc de cinste în cabina teatrului. La Odessa locuiesc oameni de diferite naționalități care își iubesc orașul, își iubesc țara. Cu toții stau la straja țării, fiecare dintre ei prin fapte și sacrificii își apără libertatea. Veaceslav Cernuhovolici s-a refugiat cu familia la Chișinău, are o relație specială cu teatrul nostru de operă, unde a dirijat de mai multe ori. Acum este în repetiție pentru premiera operei Cavaleria Rusticană. Sunt nespus de recunoscător teatrului din Chișinău pentru că mi-a oferit posibilitatea nu doar să mă aflu în siguranță departe de alerta sirenelor, bombardamentelor, dar și să-mi fac meseria, să lucrez cu talentată echipă de la Chișinău. Este angajat în teatru, pentru noi este o experiență foarte bună, pentru că dumnealui are experiență în multe teatre, nu este doar experiența teatrului de la Odessa. Opera Cavaleria Rusticană revine în scena teatrului într-o viziune nouă. Mai modernă. A pornit și de la o idee de a face ceva nou, cu noi tehnici, pentru că suntem și noi în secolul mișcării. Acesta este costumul Santuții. Santuța este rolul principal în spectacolul Cavaleria Rusticană, care abia așteptăm acest spectacol, în care s-a dat o nouă viață. Premiera spectacolului va avea loc la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, duminică 3 aprilie.